MMORPG.com, locul unde poți să cumperi coins pentru absolut orice joc, în special FIFA. Folosește codul QUICK pentru 6% reducere, linkul în descriere. Cele mai bune jocuri, console și accesorii le găsești pe Gamerland.ro, iar dacă bagi codul QUICK în căsuța de observații, o să ai transportul gratuit. Salutare lume și bine ați venit la un episod din Pokémon Ultimate Team, episodul 13. Să sperăm că nu-i cu ghinion totuși. Data trecută, Cornet, Alessandrini, cine mai a venit? Morel și portarul Ahamada au venit. Bușet încă rămâne în echipă, e incredibil. Se ține bine omul ăsta, nu vrea să evolueze deloc. Random.org-ul ne scoate pe realbi. Dar în fine, haideți să căutăm un oponent și pentru acest episod și să sperăm că găsim ceva bun, de ce nu? Da, am găsit un oponent, hai să vedem ce poate. Am văzut că are 100% chemă, stii, în sfârșit dăm și noi de unul mai puternic, să zicem așa. Are echipă din, wow, echipă din Eredivisie, mă, din campionatul Olandei? Oh, dar ce caută Leroy Fer acolo? Are echipă din campionatul Olandei plus, nu Fer, Fer e ăla? Nu, nu cred că e Fer, nu știu cum îl cheamă, ăla de la QPR acolo, cred, sau Fer e? Nu mai știu sigur, a pierdut timp prețios acolo. Matio, ce faci? O, Doamne, ok, scoate de acolo. Asana Diara. Ce-a fost, mă? What the fuck? Nu știu ce dracu a fost aici, dar a fost ceva. A, faul, se dă lovitură liberă, cum să nu? Pupă în cur arbitrii și pe ăștia. Oho, n-am mai pupat de mult în cur. E incredibil, are pe Guardado, care este un executant bun de lovituri libere. Deci, sper să n-am probleme. A, dar pasează acolo. Ok, amice. Șutează, da, să știi tu că dai, mă. Erau trei oameni în fața ta, plus portarul. Maxwell Cornet, frumos acolo. Maxwell, Van Rijn, hai, de până la are și pe Van Rijn, mă, băi, să dea dracu. Are ceva jucători bunici ăsta, mai ales în apărare. Iată acolo aproape de... recuperare pe dracu. Dar în atac e greu, frate, cu fucking Cornet și Bouchet. Pleacă acolo însă în zombia, în ele speranța noastră probabil în acest match. Iată acolo în zombia, pasează bine Cornet! Prinde Vermeer. Aoleu, are și pe Vermeer în poartă. Ok, iată că pleacă Slugver ăsta. Bă, ce viteza aia? Băiatule, ce viteza aia pe capul tău? Trece! Scoate portarul cumva, nu știu, mingea se pierde pe acolo, dar reușim să ieșim cu bine. What? Se blocase pentru moment joculetele. Maxwell Cornet pierde. Ah, este faultat. Am crezut că e pentru ei. Făceam bravagii pe aici, serios. What the fuck? Am ținut în partea cealaltă. Am ținut la Teofil acolo, mă, bă, ce pula mea. Repierde în fața lui Narsing, normal, cum dracu. Cum să nu piardă în fața lui Narsing, care se îndreaptă acum spre poartă. O pasă acolo și e gol. N-am avut ce să fac, goddammit. Meciul ăsta e greu, bă. În apărare, nu e atât de greu. Aici m-a prins, n-am avut ce să fac. A prins culoarul ăsta imens. Iată, numărul 9 îl ținea pe Matthew acolo. Și s-a demarcat bine numărul 9 al lui. Foarte bine, ale recuperează. Ajunge mingea la Alessandrini, bună asta. Bouchet, acum pleacă Cornet. Este liber aici, fă ceva, te rog. Fă ceva util, Cornet. Aia e stângaci, la dracu trebuie să întorc pe stângul. Cornet rămâne la minge. Bouchet! Ho-ho! Bouchet! Cine dă gol, bă? Tot ăla de bronz, bă. Tot ăla de bronz să dea golul. Dar și Cornet a rezistat fantastic. Portarul a respins prost direct pe capul lui Cornet, care înscrie chiar înainte de pauză. Și totul este frumos când egalezi. Meciul ăsta e mai greu, clar, decât celelalte, dar... vine pauza într-un final, m-a dominat băiatul ăsta la șuturi, m-a dominat la posesie, dar 1-1 pe tabelă. Iată că atacă acum cu și mai mulți, cum dracu e posibil așa ceva, serios? Bă, cum a trecut ăla faul că l-a ținut de tricou? Bravo, bă, bravo, Matio, tată, portarul scosese, dar tu ții de tricou. De ce a ținut de tricou ăla? What the f... că na, nu se putea fără un penalti. Bravo, Matio, bravo, ești senzațional. Du-te înapoi la Barcelona să mai înveți ceva fotbal. Hai de pula mea, ținea pe ăla de tricou în careu și portarul nostru scosese. Bate cu El Hero Elia. O să dea pe centru. Sau nu. Ai de capul meu. El Hero Elia face 2-1 dintr-un penalti.
Așa, mă, vezi că se poate și fără tras de tricou, bă, băiatule. În Zombia pleacă Maxwell Cornet. Maxwell Cornet față față cu portarul. Cornet, 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 Cornet. Vezi, mă, ce se întâmplă că ești cu portarul, bă, nu se iese cu portarul acum. Ce dracu, bă. Maxwell Cornet face 2-2. Este un meci foarte greu. Dacă mai dau un gol, chiar dacă o să pierd meciul, o să... nu o să am nicio involuție. O să fie totul ca și cum meciul ăsta n-ar fi fost. Ceea ce e awesome. Dar mai am nevoie de un gol să-mi asigur poziția aici. Oh, doamne, cum treceți. Oh, doamne, ce tecling. De ce eu? Mi-e scârbă de mine în acest moment, la faza asta. Vai de pula mea, cum a trecut! Ce autist sunt, ce tecling am băgat să-mi bag pula! Ați mai văzut unul mai prost ca mine la faza asta? Ați văzut acum măcar. Timpul liber, na, nu joc deloc. Poate doar pe un stream ceva. Aoleu, din nou trece atât de ușor. Nu știu să mă apăr. Fuck my life. Cornet, o pasă acolo interesantă. Zombia, foarte bine. Poate să fie gol aici. Poate să fie gol aici. În Zombia pe jos, Bouchet. Vermor scapă mingea, Bouchet rămâne, da, aproape. Aproape de golul 3, aproape de o evoluție, să zicem. Da, într-un fel e evoluție. Narsing scapă, ce viteză are, morții măsii. Sané. Oh, doamne. Oh, doamne. Hristos. Nu știu să mă apăr în jocul ăsta, deloc nu știu să mă apăr în jocul ăsta. A, cam asta pățești când joci un meci pe săptămână. Well, nici măcar un meci pe săptămână. 2-3 săptămâni, cam așa. Luciano Slagver. Mă bat ăsta de mai dracu, dar trebuie să... să facem ceva. Trebuie să dăm un gol. Să n-avem involuție, futuți! Ce cu first touch-ul, mă? Ce pula mi-au schimbat first touch-ul ăștia? Au peciuit first touch-ul de atât de prost? Ok, știi ce? Hai de pula mea, se vede că m-am dat pe all-out attack. Am luat două goluri după ce m-am dat pe all-out attack. De ce continui să fac stupizenia asta de all-out? Dar acum pot să iau câte vreau pentru că trebuie să dau unul singur. Oricum pierd meciul ăsta, nu mai am nicio șansă. Dar un singur gol trebuie să dau. Am dat două, mai pot să mai dau unul. O, oh, Tremulinas, bine acolo. Tremulinas cu șutul. Oho! Vermor are probleme. Ce frumos a dat Tremulinas. Ok, hai Alessandrini, ultima noastră șansă. Ce repede obosesc ăștia. De ce dracu obosesc atât de repede? Alessandrini cade, faultează. Se termină meciul în acest moment. Da, episodul 13 se pare că a fost cu ghinion în cele din urmă. 5-2 pentru adversarul meu. Ahamada a fost jucătorul meu cel mai bun. 11 save-uri. A trecut ăsta prin apărarea mea incredibil de ușor. Din păcate o involuție, n-am putut să dau golul 3. Dacă deam golul 3 n-aveam nicio involuție. Totul rămânea ca la începutul episodului. Acum trebuie să scăpăm de un jucător. Așa că haideți să mergem pe random.org. Da, e timpul să aflăm cine involuează. O singură involuție, bineînțeles. Și dacă pică numărul 1, acum îmi bag pula în el de joc. 9. Ăsta e Matiu. Holy shit. Numărul 9 atunci. 11, 10 și Matiu este numărul 9. Din păcate pleacă, dar se întoarce un alt jucător senzațional, Umtiti, băieți. Fucking Umtiti, care a fost atât de bun în două meciuri. Atât am apucat să joc cu el după care a evoluat. Umtiti a fost absolut briliant, mi-a plăcut. Deci nu mișca nimeni în apărare când era băiatul ăsta aici. Și, ei bine... cam atât pentru astăzi, se pare că până la urmă episodul 13 a fost unul ghinionist. Nu prea se întâmplă chestia asta la mine, dar iată că există și începuturi. Mă, cam atât pentru astăzi, nu mă deranjează involuția asta chiar deloc. Un Titi foarte bun, Matiu a fost de căcat în meciul ăsta. Așa că,
Na, cam atât pentru astăzi, sper că v-a plăcut episodul. Eu am fost Quick, ca de fiecare dată. Ciao, les! We'll be right back.